Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava susțin că inundațiile s-au produs din cauza unui baraj de gheață, care s-a format pe Bârâul Neagră, iar apa a refulat. Amănunte sunt oferite de purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată. Ieri după amiază, în jurul orei 17:30, potrivit unei informări hidrologice, pe Bârâul Neagră, în zona orașului Broșteni, a avut loc o creștere bruscă de nivel și de debit cauzată de suprapunerea unor formațiuni de gheață. Aceasta a făcut ca apa să iasă din cursul normal și să inunde 8 curți, 4 anexe, un beci și un iaz. La fața locului s-a intervenit cu utilaje de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Broșteni, de la secția Drumuri Naționale Câmpul 1 Moldovenesc și de la Ocolul Silvic Broșteni, cu sprijinul pompierilor militari de la detașamentul Vatra Dornei. Situația a revenit la normal în jurul orei 19, când s-a asigurat curgerea normală a Bârâului Neagră. Autoritățile locale din Broșteni au precizat că 2 case și 8 gospodării au fost afectate de apă. Cum vor fi ajutați acești locuitori, aflăm de la viceprimarul orașului. Nu a fost afectat decât un demisol la o locuință și a intrat apa în anexe la cele 8 locuințe. Deja apa este retrasă, ghețarii n-au intrat, numai apa. Apa s-a retras încă de aseară de la ora o jumate. Acum noi am mai acționat pe Bârâul Neagră, am mai spart gheață pe unde a fost și în continuare bârâul este sub observație. În caz că mai apar astfel de fenomene, să intervenim în timp util. Deci noi am ajutat aseară, Serviciul Voluntar de Situații de Urgență a intervenit local, iar stau pe oameni să scoată apa din casă, din graj, din anexă, ce-a fost. Am rezolvat-o aseară. Astăzi n-am avut ce să intervenim, am fost pe la fiecare, am discutat cu ei, nu am nevoie de nimic. În continuare trebuie rezolvat că nu, deci este un proiect de amenajare a râului Bistrița și a râului Neagră. Dar e blocat din, cred că de acum 3 ani, s-a început de la Vatra Dornei și nu s-a mai continuat. Deci anul trecut s-au mai făcut ceva lucrări, dar numai ce s-au terminat partea de Vatra Dornei. El trebuie să continue până pe Sabasa. Deci e vorba de Bistrița, Neagra și Sabasa. Dar nu poate, dacă atenționați, poate cineva o să miște să dea drumul la fonduri ca să poată amenaja. Și e posibil că cu căldurile astea să-și dea drumul și Bistrița. Și ghețar n-a mai fost așa. Mai în vale, în zona respectivă n-a mai fost ghețar. Mai în vale au mai fost probleme, dar în zona respectivă n-a mai fost probleme.